V-am adus cu această ocazie și niște pături din lână ca să fie cald, că acum e cald, dar mâine nu se știe ce se întâmplă la Bobotează și să aveți și niște ciorapi din lână pe care să-i luați în picioare să fie tot timpul, să aveți căldură la asta. Doamne ajută! Aproximativ 80 de bătrâni care locuiesc în cele două centre pentru vârstnici au primit astăzi de la ministrul Petre Daia ciorapi și pături confecționate din lână. Să dea, vă dea Dumnezeu sănătate și la voastră, la dragă familie, din partea mea. Doamne ajută! Ne bucurăm că ați venit și cu cadouri și la noi. Și ne-ați văzut că suntem și noi. Cred că am mers și în camere. Și noi suntem bucuroși că ați venit. Ei, mulțumim pentru vizita care ne-a făcut-o și aici ne simțim bine, avem tot ce ne trebuie. Așa după cum au spus și doamnele, avem tot ce ne trebuie. Produsele cum vi se par? Foarte, foarte bun. De lână. Da. În ultima vreme mai puțin cu lână, nu s-au mai găsit. În copilărie am purtat. Ministrul Agriculturii a încercat prin gestul său să le aducă bucurie bătrânilor, dar și să promoveze produsele din lână. Potrivit acestuia, produsele au fost achiziționate de la producători cu sprijinul salariaților Ministerului Agriculturii, care au donat diverse sume de bani. Am adus pături din lână de oaie și ciorapi, șosete din lână de oaie, făcute aceste șosete de oameni, de femei în vârstă din zona Sibiului și păturile făcute de cei care nu au abandonat o asemenea activitate. O acțiune cu scopul de, care face parte din campania Alege Oaia, cu scopul de a promova, de a încuraja producătorii, crescătorii de ovine pe de o parte, dar pe de altă parte și un gest de respect și o minimă bucurie oferită acestor persoane. Să nu uităm că aceste persoane sunt cele care au realizat această societate în care astăzi trăim cu toții, cu toate plusurile și minusurile ei. Cu acest prilej, Ministrul Agriculturii a mai precizat că, în acest moment, la nivel național, există 9 centre de prelucrare în care ciobanii își pot valorifica lâna.